A învățat cum să acorde primul ajutor, cum să transporte victimele, dar și cum sunt folosite elicopterele și tancurile. Pe scurt, au experimentat pentru o zi viața de soldat. Vorbim despre elevii mai multor școli generale din Constanța, care au avut parte de experiența vieții lor. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când am fost pe scaun acolo sus. În elicopter? Da. Și la tank? La tank încă n-am fost. Am vizitat elicopterul și mi-a plăcut foarte mult. Ne-au arătat tancurile, tancuri, ne-au arătat multe tancuri. Multe tancuri. Ce v-a plăcut cel mai mult până acum? În cadrul programului școlar, altfel, micii elevi s-au putut întâlni cu militarii români de la baza aeriană 86 Fetești și americani din Batalionul 1, Vulturii Luptători, din Regimentul 8 Infanterie. De asemenea, au putut admira un MiG-21 Lancer și un elicopter IAR-330 Puma și a forțelor americane, respectiv un tank M1A2 Abrams, un vehicul de luptă M2A3 Bradley, dar și o stație medicală și echipamentul individual de protecție. Mi se pare interesant, mi se pare, nu știu, îmi place foarte mult, îmi place mecanismul butoanelor, îmi place fiecare are câte o biserie, unul trebuie să fie atent la motor, să fie atent la contribuția elicopterului. Ți-ar plăcea și ție să-l pilotezi? Mi-ar plăcea, dar trebuie să am pe cineva lângă mine să mă ajute. Copiii au fost foarte interesați de avion, de asemenea unii dintre ei și-au manifestat dorința de a urca și înăuntru, cu toate că nu am putut să-i lăsăm pe toți. Și sunt foarte fascinați de câte butoane și câte manete, cum arată înăuntru și cum... Mulți dintre cei mici au recunoscut că ar vrea să urmeze o carieră militară. Nu ți-ar plăcea să fii militar? Da, de asemenea. De ce? Pentru că toată lumea se războiește pentru o chestie, ai vrea să aduc pașa pe lumea asta. Tatăl meu e militar, ai vrea să fiu ca el. Ți-ar place să te faci militar? Da, mi-ar plăcea. Prin intermediul acestui proiect, elevii au putut afla mai multe despre meseria de pilot militar și despre experiența și misiunea Vulturilor Luptători, ca parte a angajamentului Statelor Unite ale Americii de Securizare a Flancului Estic al NATO în cadrul operațiunii Atlantic Resolve.